slabi. Nu trebuia să vii aici. Am venit să discutăm. Asta e tot. Hai, care-te. Și totuși când ai de gând să-i spui Anca e despre voi? Sau ce, crezi că nu merită să știe? Sau ți-e frică de reacția ei? Știi ce? Eu cred că tu ți-asumi cam multe pentru ea. Lasă că e normal, doar ai fost iubitul ei. Nu e bine ce faci. Tu, tot ce faci, faci din orgoliu. Tu nu o lași pe Anca să fie fericită, să fie liberă, după ce tu ai nenorocit-o cu accidentul ăla de motocicletă. Deși, de cele mai multe ori vrem să rezolvăm totul pe care pașnică, orgoliu ne face să fim iraționali, mai violenți, mai bărbați. În viață te lovești de foarte mulți adversari. Dar cel mai periculos ești chiar tu. Am greșit grav. M-am mințit. Am fost orgolios. M-am dat bărbat când de fapt trebuia să mă întorc la familie și la prieteni să le cer ajutorul. Trebuie să fii cu adevărat prost să crezi că poți să le duci pe toate singur. What a wicked thing to do. M-am înnecat în alcool. Și mai rău, am fost irresponsabil, am condus beat și am lovit. What a wicked thing to do. Să n-ajungeți în locul meu. Trebuie să te trezești la timp. Aș vrea să știu că puteți să mă iertați. Dar în același timp îmi dau seama că e egoist din partea noastră să vă cer asta. Nobody loves no one. Cală-te! Ești un las și asta ești, mă! Bă, e ultima oară când îți spun. Pleacă de aici acum și lasă-o în pace. Ce crezi, mă? Că mie mi-e frică de tine? Eu chiar țin la Anca. Niciodată nu i-aș fi făcut rău. Tu ții la ea? Habar n-ai cine e. Nu știi nimic, mă! Tu nu știi nimic, mă. Că după accidentul produs de tine, s-a schimbat. Lasă-o, mă, să se bucure de viața ei. Lasă-o în pace, mă. Știi că meriți mai multe, nu? Știu. Să nu mai ajungi niciodată în situația asta. Și să vii să-mi spui, să nu te mai închizi în tine. Pot să spun ție chiar tot. Mă rog, bineînțeleg că nu poți să-mi spui tot despre Ioana, dar ai prieten, nu? Da. Am purtat cu ei ca un nenorocit. Păi da. Și meritai să te bată până la loc comanda. Nu te stăiști tu, mama, n-ai să mă bați. Și te bat și după ce te însori, dacă vreau eu. Să pui asta pe Facebook. Să vadă tot netul, să nu mai greșească și alții. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be. Știi ceva? Mi-e simpatic. Bună asta. Pe bună. Se vede, ții la ea. Ai grijă de ea. Păcat că eu nu o steam pe tine niciodată la suflet. Dacă tu nu-ți găsești curajul să-i spui despre voi, o voi face eu. Deși eu cred că tu ar trebui să o faci. Ce o să faci? Tu nu știi ce o să pornești. Anca și așa nu știe multe. Familia îi ascunde multe tocmai pentru că vrea să o protejeze. Să înțeleg că e numai minciună în familia aia. Știi ceva? Hai să încheiem subiectul aici.
Du-te acasă. Cară-te. Și crede-mă pe cuvânt. Nu te mai băga în viața ei. Spre binele tău. Vrei să-l bat? Atâta să-mi zici. Monica, mușcă-l! Monica, lasă-mă singură că am ceva de lângă. Mă sun dacă e ceva, da? Ok. Ajutăm și noi o biată mamă tânără și neputincioasă. Ce drăguț e, domnul. Mulțumesc, Var. Mă scuzați. Scuze, Sasha, n-am vrut să lovim pe domnul. Ok, acum ce mai e de data asta? Am senzația că am făcut ceva ce nu trebuia să fac și... Adică să te sărut și... Nu spune. Asta, n-ai putea cumva anticipa toate senzațiile astea ca să evităm alte situații neplăcute? Nu știu, întreb. Uite, vreau să fiu sinceră cu tine și de data asta. Aș vrea să știu și eu cum am ajuns noi de într-o în pat. Pentru că eu nu pot să-mi explic cum de la două hocăluri am reușit să-l trezesc pe Andrei. Și ce vrei să explic eu? Nici eu nu știu. Dar dacă vrei tu să te simți cu conștiința curată, poftim, sunt vinovat. Nu, n-am spus că nu mai tu ești de vină. Dar, în fine, lasă așa. Noapte bună. Și scrie clar că se vin până la ultimul client, dar tu prea te întinzi, știi, ca cașcavalul. Ia vezi. Ce-a făcut, doamnă? Am cerut un latte și mi-a adus o cafea. Așa, și care e problema? Păi asta e problema. Dar tu ai gură cu mine? Care e problema? Ia zi. Crezi că mi-e greu să spun așa un pic de lapte acolo? Tu nu vezi că ai cearcă nemoasă să bea cafea la ora asta la miezul nopții? Ai cearcă, ne-ai burtă și ești băiatul. Ia hai, dispar acasă. Da, bani și la revedere. Ia poate dau și un dos de farmă acum. Băi, n-am nevoie, mă, de șpaga ta. Așa sunteți toți obraznici? Iartă, mai ai nevoie de ajutor? Ei, am nevoie, n-am. Păi ce crezi că eu mă port cu toți așa? Am și maniere, sunt și doamnă. Dar asta m-a enervat îngrozitor de simțitul dracului. Care-i problema? Că e clar că ai o problemă. Vrei să te ajut? Îmi faci și mie un bine. Trec printr-o situație mai specială și am nevoie de tine. Ce bine să-ți fac eu? Cu ce să te ajut? Vreau să fie ceva mai special. Cu muzică, cu lumânări, cu o floare într-o vază. Cu... Ajut. Păi știu și eu ce să zic dacă ne băgăm la asta cu lumânările. Mie că se lasă cu o părel, că eu știu pe aia, cu picături. Ascultă, tu mă ajut sau îmi dai sfaturi erotice? Păi dacă nu înțeleg unde bătem, nu înțeleg. O întâlnire aici la voi. O întâlnire, o cină romantică cu Mara. Mă ajut sau nu mă ajut? Păi zi tot așa, că mă duceam cu gândul. Păi cum să nu te ajut, le fac eu. Da. Fără pupături, încrețoșenii din astea aici de față cu mine, că nu vreau. Și doresc flori, ca să nu mă simt singură. S-a înțeles? Da, bine. Știu. Urmează să avem discuția aia. Da. O să avem chiar discuția aia. Nu știu cum să... Să știi că te respect pentru că n-ai dat înapoi în toată treaba cu accidentul. Mai ales că erai destul de implicat în mașina aia ta. Și te apreciez pentru că mi-ai fost aproape. Mm-hmm. Dar... Ce o să se întâmple de aici încolo, trebuie să-mi asum numai eu. De ce să faci asta? Pentru că eu sunt responsabil. Iar ce a fost între noi, știu că o să-ți sune clișeic, dar a fost o mare greșeală. Nu eram eu, regret ce-am făcut și încerc să repar ce se mai poate. Da, deci până la urmă... Am ajuns exact la vorbele mele. Îmi pare foarte rău că trebuie să o spun așa.
Dar crede-mă pe cuvânt că e mai bine pentru amândoi. Evident că putem să lucrăm în continuare dacă ți-e și ție ok, dar atât. Andrei, eu înțeleg foarte bine ce spui. Ce vreau să înțelegi și tu este că eu am multă răbdare și ia-ți cât timp ai nevoie. Nu am nevoie de timp. Pentru că m-am decis. Andrei, trebuie să vezi ce am descoperit eu. Și asta, mă rog. Stai, e important. Că poate aveam și noi discuții importante aici. Vivi, ieși, că n-avem timp. Ieși, ieși, hai. Ieși, ieși. Nu cred că ai făcut asta. Lasă-l! Lasă-l! Ieși, ieși! Lasă-l, ți-l aducă mai acolo. Hai, hai. Bravo, mă! Pe jos. Fii atent, fii atent. Iată, mami, cu plimbărică, uite. Ia, uite, am lăsat și ușa deschisă. Mi-e dă mami, te luat după aia. Și lumina. Gata, hai că ne s-am pus și cu fumită. Ceva de papă, da? Acum, iubitul meu. Haide. Avale. Mamă, ce greu ești. Cred că zice trece, da? O să te faci? Super, 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 super. Vrei să mergi să găsești cu mami? Haide, că-i super simplu, fii atent. Scoatem pizza din congelator. O deschidem frumos, luăm o tavă. Punem Sasha. Hei, aici sunt. Punem frumos în tavă și o băgăm la cuptor. Iar cât te schimbi pe tine, e gata. De simt că explodez. Vrei să-l chem pe Dima să facă de la seara? Bă, da, nu înțeleg cum s-au complicat lucrurile. Deci nu înțeleg. Stau la el în casă. Oare a gândit asta de la bun început? Nu știu, dar să mă facă să mă simt datoare față de el. Și ai venit și tu cu tot felul de prostii pe care mi le-ai băgat în cap. Am tot felul de scenarii atunci când mă văd cu el sau deci, cum atinge. Deci a funcționat, ți-am spus. Era clar că a vrut să se culce cu tine din primul moment. E foarte simplu, ce fel de complicat. Lasă, nu mai arunca toată vina pe el, că am avut și o partea mea de vină, chiar mare. Eu nu înțeleg de ce nu vrei să-ți obdezi vina mea de vină. Aici se termină filmulețul nostru, la 020. Așa. Dar ce am aflat eu și asta e că filmulețul are 032, uite, 032. Și asta se oprește la 020. Deci sunt 12 secunde în care se puteau întâmpla multe, dar care lipsesc. Evident că lipsesc. De ce mai l-au vorba din gură? Bun, ok. Și unde găsim astea 12 secunde? Păi, noi am fost acolo, da? N-am văzut nicio cameră, dar poate era acolo o cameră și nu am văzut-o. Sau poate cineva a filmat intenționat. Deci avem două opțiuni. Acum noi nu putem să mergem după ăla care a filmat, că nu. Dar putem să... Poate cineva care ar fi avut acces la camerele de supraveghere ale poliției să fi luat filmulețul, l-a tăiat în așa fel încât să pară un accident ca să poată să-i șantajeze să-ți ia bani. Da. Înțelegi ce zic? Zicem? Deci, îl suni? Pe cine să sun, mă? Pe unchiul tău care lucrează în poliție? Pe Ion. Ion. Vasile, mă! Oh, scuze. Gata? A scăpat Ioana de fraierul ăla de Filip. Poți să-mi fac, Andrei? Mulțumesc, Monica. Poți să știu și eu de când a devenit viața mea un tablou pentru prieteni? Da, Dima nu e doar un prieten, este tatăl lui Sasha. Ha, mă, cum faci tu fițe? Te-ai învățat de la ea? Ce fițe, măi, aveți? Cine face fițe?
Nu, tu faci fita doar frumoasă. Ei, hai, că ai dat-o cu buta în baltă. Asta e, așa suntem noi, bărbații, asta facem, ce? Aș putea să știu ce ți-a mai spus Monica despre mine sau ce se mai aude despre mine, că văd că vă dă foarte multe detalii din viața mea. Să știi că nu prea îmi dă detalii despre viața ta, că noi avem probleme, înțelegi? Oameni mari, familie, copii, scutece, sunt așa niște chestii, dacă le știi, tu știi ce zic, nu? Da, deci am înțeles ce sunt eu pentru voi, o problemă. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă, Mico? Super, vorbesc singur. Ai zis ceva? Nimic. Alo? Ți-am adus un beberon nou. Uite! Uite ce frumos e! Și pampers? Și pampers, uite. Din aia de care mi-ai spus tu. Deci că n-am înțeles, că dacă mă aduceam din aia, mami avea să mă omoare. Ține! Bravo! Hello. Zen, relaxați-vă. Avem tot timpul din lume să ne reparăm greșelile. Știi ce zic, nu? Auzi, cumva asta era cu adresă la mine, nu? Nu, pentru amândouă, că na, amândouă sunteți duse. Da, uite cine era la normal. Hai, de marci! Pup. Da, unchiule, păi și eu am zis că merită, nu? Mersi mult, rog frumos, sună-mă imediat cum afli ceva, da? Iartă-mă dacă te bag la belele. Știu că e târziu, mâine, nu contează, cum afli ceva, când poți tu, da? Bine, mersi mult de tot. Mersi, pa, pa, pa. Andrei, ai primit asta. Prin curier. Andrei Popa, 1993-2014. Incriminat. Ăsta ești tu, nu? Bă, frate, cineva se joacă rău de tot cu tine. Gata, mami, acum e gata, știu eu sută. Ioana, tu vrei pizza? Nu, nu vreau și te rog, lasă-mă în pace. Nu te las până nu-mi spui ce ai, că știu că ai ceva. Nu știu, mă simt ciudat. Parcă aș vedea un nou față al lui Filip acum. Nu-mi spune că e un nou făt frumos. Nu, nu, n-are treabă. Nu știu, m-am tot gândit la ce-a fost. Și parcă nimic nu se leagă. Nu știu, nu se întâmplă lucrurile așa cum ar trebui să se întâmple. Nu știu. Nu-mi explic. Dima, te-ai întors? Te-ai auzit ușa? Nu, n-am auzit nimic. Auzi? Mă lași pe nezidea în mâncare lăsă, mersi? Nu mă relaxează. Iuzi, n-aș vrea să-ți dea aceiuț. Acum. Hai. Și hai, trebuie frumos, să nu mai vorbim de probleme serioase în seara asta. Hai să băpăm? Hai să băpăm. Da? Ia. Hai să băpăm. Ce bun e. E bun. Mamă? Cum se face de suntem doar noi două la masă? E, uite, se face că nu suntem mai mulți ca altă dată. Păi de ce? Păi uite așa, că bunica tu s-a dus să scoată pensia de pe card. Și Mihăiță cu el să-l învețe să umble cu cardul a 80-a oară. A, lasă, că nu la asta mă referam. Și te-ai prins tu. Nu m-am prins. Văd la fereastra ta târziu. Băi, tu faci mișto de mine că te iau la întrebări acum. Eu n-am nimic de zis. Vai de mine. Da? Uh-huh. Dar ce, tu nu te vezi cu niciun băiat sau cum? Mamă, nu-ți pot divulga un asemenea secret. Bine, pot să spun foarte puțin. Așa. Doar dacă îmi divulgi tu din povestea ta de dragoste cu Traian. Ieși! Ieși! Și eu te iubesc, mamă. Cavaler din vechiul turn.
Amalia! Amalia! Matei! Alice! Au plecat. Unde au plecat? Au plecat. Aveau bagaje cu ei. Aveau bagaje și pentru copii? Da, cred că da. Aveau multe bagaje. Și tu ce ai făcut, mă? De ce nu m-ai trezit? Copiii erau bucuroși, plângeau. Cum erau? Ești afară, spate. Și să-i găsești, auzi? Nu mă interesează cum faci să-i găsești. Face o piruetă, îl duce în spate și gata. E simplu. Hai, încearcă. Poți face frumos pe tine. Da, o să înveți. Nu poți face mâine? Mm-mm. Face azi. Hai. Mai arăt-mi dată. Ok. Uite-te, ar fi cam 37 ore când îți arăt, dar... Vezi? E simplu. Ai și numărat? Da, normal că am numărat și, sincer, vreau să am un copil mai ascultător decât tine. Dacă vă voi ajunge profesoară, o să fiu la fel de deșteaptă ca tine, dar mai bună cu copiii. Mm-hmm. Bine, hai, pirueta. Și încă una, cu piciorul în spate. Bravo, asta e, bravo, 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 bravo. Auzi, Matei și Alice sunt prieteni tăi, nu? Știi de ce nu au venit la școală? Nu, nu știu, dar nu sunt chiar prietenii mei, sunt mai ciudați. Mm-hmm. Bine, hai încă o dată pirueta. 2, 3 și... Și... Writings on the wall. There is superstition that has about to fall. Burning my soul, baby. Broke a looking glass. 7 years of bad luck. The good things in your past. When you believe in things that you don't understand, and you suffer, the best vision ain't the way. There is superstition. Wash your face and hands. Rid me of the problem. Do all that you can. Give me the daydream. Get me going strong. You don't want to stay there. Sad is my song. When you believe in things that you don't understand, then you suffer. Yeah, superstition ain't the way. Yeah, hey, hey, yeah, yeah. Hai, băi, cu subtitrare, cu subtitrare. Bun, aici ești tu în mașină cu Vivi, da? Bez morți, luați pe ăsta pe parbriz. Cineva te filmează și te trimite filmulețul prin mailul ăsta, da? Cadou surpriză. Și eu am descoperit că... Mă, de ce, mă? Amândoi am descoperit. Ce naiba? Am descoperit că mailul ăsta are și un IP. Asta e IP-ul
Și IP-ul, bineînțeles, care e și el o adresă. Asta e adresa, calea plării numărul 61. Merită și niște aplauze? Dar poate fi o problemă. La adresa asta este o cafenea, un club, ceva. Și e posibil ca multe persoane să intre de pe IP-ul ăla. Mai mult ca sigur, dar măcar avem un punct de plecare. Bă, ar cam trebui să vă pup, a? Păi, da. Nu, nu e necesar, ne socotim noi acum. Trebuie să fii cu adevărat prost să crezi că poți să reduci pe toate singur. M-am necat în alcool. Și mai rău, am fost responsabil, am condus beat și am lovit un om. Să mă ajungeți în locul meu. Trebuie să te trezești la timp. Aș vrea să știu că puteți să mă iertați. Dar în același timp îmi dau seama că e egoist din partea mea să vă cer asta. N-am crezut că e atât de rău. Și băutura și accidentul și a fost singur tot timpul ăsta și n-am fost lângă el. N-am fost acolo pentru el. Am promis că o să se schimbe și îl crede data asta. Vasile zice că a fost o farsă, că cineva i-a vrut răul. Andrei? Dar n-a făcut rău nimănui. Parcă nu știi că există așa ceva. Uite, familia noastră e exemplu viu. Ioana, el a făcut un prim pas. Tu? Băi, asta o să iau eu, dar mă îndoiesc că o să găsesc ceva probe dacă zici că a venit prin curier. Dar ce om bolnav, mă, ce glume are. Ia uitați-vă la asta. Ați găsit ceva, bre? Băi, uitați-vă, ciocul mic, s-a înțeles, da? Păi, am mai văzut asta. Taci, mă, taci! Eu și Bobo ne-am prins că primul filmuleț nu era întreg, ăsta era întreg. Nimic, mă, s-a ridicat și a plecat. Ce ți-ai zis eu, bre? Ce ți-ai zis eu? Când am fost la poliție, am luat afară aia. Așa e în România, când vrei să ajuți pe cineva, ți-ai ieșut în fund. Și acum ce vrei, o medalie? Nu crezi că ar trebui? Bă, te, ciu, n-am omorât pe nimeni. Da, mă, da, mă, ce ți-ai zis? N-ai omorât pe nimeni. N-ai omorât pe nimeni. Mă, dar întrebarea e cum aflăm cine e nebunul ăsta care se joacă cu mintea mea? Cred că avem rezolvare și pentru asta. Ah. Ah. Detectivii lupești. Hello! Ce faceți, băieți? Deci, fiți atenți, am venit să vă pun la treabă. Am compus o piesă de 16 secunde, adică două strofe și un refren. Hai să o înregistrăm! Hai, o înregistrăm? A murit cineva aici? Și un om negru pe mine. Bobo, continuă ce ziceai. Ce ziceam? Mamă, te-am pupat degeaba. Nu știu ce să fac. N-o să mă ierte. Am greșit. Am greșit grav. L-am înșelat. Eu nu pot să mă iert pentru asta. Cum se zice lui asta? Uite, eu nu știu de ce ai greșit. Ce te-a făcut pe tine să-l înșeli? Nu știu. Și cred că n-ar trebui să te mai întreb nici tu.
was strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot. Adevărul întotdeauna e la mijloc. Fiecare dintre voi aveți adevărul vostru. El era făcut toate prostiile astea pentru că te iubește prea mult și... Adună-te. Trebuie să te aduni și să-l faci cumva să aibă din nou încredere în tine. Ai dreptate. Trebuie să pun pom și să iau de la început. Dar înainte trebuie să scap de cineva. Și ăla micu? Ăla micu care vorbește greu, fraierul la ochelari, mi-a deschis ochii și mi-a vândut el un semipon, după aia m-am prins eu, mă rog. Și cum s-ar zice, încă am închis cazul. Păi și ce mai stăm atunci? Hai să mergem. Păi asta zic și eu, mă, că vorbim prea mult degeaba. Hai! Da, băi, Andrei, auzi, te super dacă nu vin și eu cu voi? Că am un pic de treabă, n-a trebuit să merg să-mi culc copilul și n-a vreau să-i cânt. Știi că Monica cântă un pic mai ciudat și mie că se sperie săracul și... Da? Nici o panică. Nu, nu? Mersi, mersi. Vezi că azi cânt pentru prima oară în rusă, știi? Și am emoții așa. Să spune și mie ce ați cântat acolo. Bună! Pa! Pa! Ce v-ați zis? Bine. Hai că mi-am plecat, da? Cred că noi doi ar trebui să vorbim. Pe bune. Ascultă-mă bine. Indiferent câte piedici o să avem, că o să avem. Indiferent câte o să mai auzi de la alții, că o să auzi. Și indiferent ce simți că ți-ascund în momentul ăsta, trebuie să știi că tu ești totul. Și când spun totul, chiar totul pentru mine. Înțelegi? Nu ți-aș face rău niciodată. Să nu ne mai punem atâta întrebări. Să înțeleg că avem în continuare o relație secretă. Pățico! Berea e șampania mea. În viață poți trăi fără șampanie, dar fără bere nu se poate trăi. Așa că m-am gândit eu, de ce să nu folosim și la o ocazie? Care ocazie? Că asta era a lor, de cât? Păi cu ocazia la întâlnire așa de cupluri. Așa. Eu znaie, Freda, ca pe scriitorul ăla, cel mai mare scriitor român în viață, mare talentat. Vă rog eu să-l citiți. Cărți cam groase înseamnă că aveți timp liber. Hai, mă rog, să trăiți. N-ai, Preda. Noastră? Mine, mine. Mine. Doamna... Eu vă știu. Vă știu de undeva. Nu, nu, nu cred. Bă, da. N-am avut ocazia. Mara Crăciun. Nepoata lui Moș Crăciun? Alo, domnul, domnul. Nu, e tare. Nu e o berea. Nu, dar e frumos nume. Așa și? Constanța nu-i frumos? Ca la Manu Mării? Cățico, Constanța e cel mai frumos nume la cea mai frumoasă femeie din lume. Ce mâncăm? Ce mâncați? E pene cu fructe de mare cu... Așa, ai văzut intelectuali ăștia? O iau de la început așa cu finalul, cu desertul. Mai salvăm ceva din seara asta? Plecăm? Da. Mergem, unde mergem? Tânțico, plecăm, ne pare rău. Adică ne pare bine... La revedere, la revedere. Să trăiți, desertul. Trăiți, Preda. Cel mai bine dintre... Îmi pare bine că te-am întâlnit. Trăiți. Aude, pe nevăd, dar fulgii nu. Ia, cală-te tu la tine acasă. Hai că ai întrecut măsura, hai, dispari.
Vrei să plec? Da. Pe bune? Da. Tonțico, deci eu când mă expulzează o femeie, eu nu forțez granița la intrare. Eu am o vorbă. Femeile și autobuzele se întorc mereu unde ești tu. Deci adio din nou. Dar în toată perioada asta haotică am continuat să-l văd pe Andrei ca pe iubitul meu și nu ca pe fostul. Și... Dacă ai venit să ai o discuție între fete, nu o să aibă loc aici. Nu mă interesează relația ta cu Andrei. Ah, și spune foarte repede că mă grăbesc puțin. Ok, mi se pare corect. De fapt, despre noi doi vrem să vorbim, așa că o să fiu cât se poate de directă. Filip, răspunde la telefon. De ce naiba nu răspuns la telefon? Spune. Filip, după ce a scos mesajul ăsta, sună-mă urgent. Au aflat. Nu mai fi așa de posunflat. Fădărean. Îi pui berea pe masă, trebuie. Poți și eu să bea până. Un dobitoc. Data nu e vina ta. Data viitoare să caut eu o locație mai ca lumea. Până data viitoare... Uite. Uite. Ăsta poate să fie momentul nostru, aici. Uh-huh. Da, zău. A, dacă-i n-ai, îl calc cu mașina de tuns. Iarba. Hai, 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 opa. Da! Îmi cer scuze că am venit la ora asta. Anca nu e cu tine? E în ordine? Doamna, eu nu am văzut-o pe Anca azi. Păi nu ieșiți împreună? Bă, da, suntem amici. Dar Anca are un iubit, un băiat pe nume Vlad. Vlad? Da. Ai spus Vlad? Eu n-am venit aici că sunt gelos. Doar că am impresia că băiatul ăsta îi poate face foarte mult rău. Da, poate, ai dreptate. Mulțumesc. Rog din suflet să nu-i spuneți că v-am spus eu. Nu, 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 eu nu. Se mai întoarce? Bă, aici, mă? Bă, da, plenul 61, aici. Dar ce facem? Cu cine vorbim? Bă, nu știu, că oricum e ca și cum am căutat acum carul cu fân, că toată lumea intră pe wireless sau cafenea, dar... Hai să începem cu barmanul, vedem ce are de zis. Hai. Când lași orgoliu la o parte și faci pace cu toți, faci pace și cu tine. Și toate lucrurile se rezolvă de la sine. I think that they could be the better half of me. They're in the wrong place, trying to make it right, yeah. But I'm tired of justifying. Vreau să vorbim despre ce s-a întâmplat între noi doi. A trecut cam mult timp fără să pun întrebări. Poftim? Nu înțeleg ce vrei să zici. Ok, eu încerc să-mi asum ce s-a întâmplat între noi doi, dar... Ce s-a întâmplat între noi doi? Ne-am îmbătat și ne-am tras-o, asta s-a întâmplat.
Da. Dar îmi amintesc lucrurile vag, așa că am tot dreptul să pun întrebări. Pentru că eu nu înțeleg cum am ajuns să fac asta, având în vedere că eu îl iubeam și îl iubesc în continuare pe Andrei. Așa că mă gândesc că poate ai făcut tu cumva să se întâmple lucrurile așa. Cumva. Dar când se adună prea multe, nu știi cum e reacționa. Păi te rog, eu fii. Sunt calm. Nu vezi că sunt calm? Și eu sunt prost, te cred. Atunci când în cele din urmă dai nasă, nasc cu adversarul.